Din această echipă nu face însă parte consilierul local Nicolae Davițoiu, care chiar dacă a purtat discuții cu Berca în acest sens, nu se regăsește pe listă. Cel mai probabil în perioada următoare vor mai fi cooptate și alte persoane. În cursul zilei de ieri, la ședința biroului permanent județean, a fost validat într-adevăr un birou permanent local interimar format din 21 de persoane, inclusiv eu. Un birou care, pe baza deschiderii pe care domnul președinte Cupă a permis-o atât membrilor cât și oamenilor noi, da, oamenilor din domenii colaterale, să zicem așa, structurilor anterioare, și aici mă refer la zona de business, zona liberală. În momentul de față sunt foarte mulți, am avut un aflux extraordinar de interes către noi a oamenilor din zona privată, din zona de afaceri. Echipa este formată din foarte mulți tineri, dar și din femei care au ocupat jumătate din cele 21 de locuri. Atât tineretul cât și femeile sunt o prioritate. Dacă vă spun că media de vârstă a biroului permanent local în momentul de față este între 30 și 35 de ani, sper să fiu în sensul acestei deschideri către tineri. La fel, din cei 21, aproape jumătate sunt femei. Deci deschiderea noastră către aceste zone care, din punct de vedere politic, poate nu au fost integrate sau nu au fost solicitate să participe până acum, este extrem. La fel ne dorim în continuare să avem aflux, să fim căutați de aceste segmente de tineri, de femei, de oameni din zona liberală, din zona profesiilor liberale, care să vină să-și exprime punctul de vedere.